Bine ați revenit la întrebări, să ne gândim. Avem un balon umflat cu aer de care atârnă un corp, așa cum se vede în desen. Corpul are exact masa necesară pentru ca forța arhimedică totală să echilibreze greutatea sistemului balon-corp atunci când balonul este complet scufundat în apă, având partea de sus chiar pe linia de separație dintre apă și aer, așa cum se vede în desen. Iar întrebarea este, dacă apăsăm balonul și îl scufundăm un pic mai adânc, să zicem cu 20-30 de centimetri, evident că în cazul acesta coboară și corpul atârnat de balon, ce se întâmplă? Alegeți. 1. Sistemul balon-corp se scufundă. 2. Sistemul revine în poziția din desen. Sau 3. Sistemul rămâne la adâncimea la care l-am împins. Această întrebare e un prilej foarte bun ca să înțelegem aproximările pe care le facem întotdeauna atunci când modelăm un fenomen fizic. În cazul nostru, în funcție de aproximările pe care le facem, răspunsul poate fi diferit, pentru că cu cât folosim un model mai complex, cu atât e mai greu de găsit răspunsul corect. De pildă, dacă considerăm că balonul este un corp rigid, adică un corp care nu își modifică volumul chiar dacă acționăm cu forțe asupra lui, forțe nu prea mari, evident, așa cum considerăm că este și corpul solid care atârnă de balon, deci dacă considerăm că avem două corpuri rigide, atunci sistemul balon-corp ar fi în stare de echilibru oriunde în interiorul apei și nu doar în poziția pe care o vedem în desen. Să vedem de ce. Deoarece balonul are punctul cel mai înalt la suprafața care desparte apa de aer, înseamnă că el este complet scufundat în apă deja în poziția inițială. Și asta înseamnă că dacă îl împing mai adânc, nu se schimbă forța arhimedică, pentru că el rămâne în continuare complet scufundat în apă și nu își modifică nici volumul în aproximarea pe care o facem acum. De asemenea, nu are de ce să se schimbe nici forța arhimedică care acționează asupra corpului legat de balon și el a fost și rămâne complet scufundat în apă. Înseamnă că în această aproximare, răspunsul ar fi că sistemul balon-corp rămâne la adâncimea la care l-am împins. Starea lui de echilibru nu depinde de adâncime. Dar vă voi arăta imediat că răspunsul pe care tocmai l-am dat este și el aproximativ. Pentru că odată cu creșterea adâncimii, crește foarte puțin, e adevărat, și densitatea apei. Lichidele sunt practic incompresibile, am arătat asta în cursul despre starea lichidă, dacă vă interesează găsiți linkul în descriere, dar practic incompresibile înseamnă că sunt foarte puțin compresibile, de cele mai multe ori neglijabil, nu înseamnă că nu sunt absolut deloc compresibile. Și dacă ținem seama de faptul că odată cu creșterea adâncimii la care se găsește sistemul balon-corp, crește și densitatea apei, atunci ne dăm seama că și forța arhimedică crește odată cu adâncimea. Și atunci răspunsul ar fi că sistemul balon rigid, corp rigid, revine la poziția din desen odată ce l-am scufundat și apoi l-am lăsat liber. Dar dacă nu presupunem că balonul este rigid, știm că el este elastic, și își poate modifica foarte ușor volumul. Atunci când împingem sistemul mai adânc, deoarece crește presiunea hidrostatică, scade volumul balonului, ceea ce duce la scăderea forței arhimedice, scade volumul de apă dezlocuit. Și atunci răspunsul este următorul. Dacă împingem sistemul balon-corp mai adânc și le liberăm, sistemul se va scufunda, pentru că a scăzut forța arhimedică, în timp ce greutatea sistemului a rămas aceeași. În concluzie, așa cum v-am spus, în funcție de modelul pe care îl folosim, putem avea trei răspunsuri posibile. Dacă considerăm cele două corpuri rigide perfecte și nu ținem seama de variația densității apei, răspunsul este sistemul rămâne acolo unde l-am scufundat. Dacă considerăm cele două corpuri rigide perfecte
dar ținem seama de faptul că există o foarte mică creștere a densității apei cu adâncimea, răspunsul este sistemul revine în poziția inițială. Dacă ținem seama de faptul că balonul nu este rigid, ci că el își micșorează volumul când crește presiunea, și dacă nu ținem seama de variația densității apei cu adâncimea, atunci răspunsul este sistemul se scufundă. Ei bine, pentru a găsi răspunsul corect, cel care descrie ce se întâmplă în realitate, ce se întâmplă dacă facem experimentul, trebuie să știm ce putem și ce nu putem aproxima, ce avem voie să aproximăm și ce nu avem voie să aproximăm. În cazul nostru, putem presupune că densitatea apei nu se schimbă odată cu adâncimea, pentru că compresibilitatea apei este atât de mică, încât în groapa Marianelor, la 11 km adâncime, acolo unde presiunea este de aproape 1100 de atmosfere, densitatea apei este cu abia 5% mai mare decât la suprafața oceanului. În schimb, nu putem considera balonul un corp rigid, pentru că o variație foarte mică a presiunii duce imediat la modificarea volumului balonului. Așa că răspunsul corect este următorul. Deoarece balonul își micșorează volumul când este scufundat, în timp ce densitatea apei rămâne practic aceeași, forța arhimedică scade prin scufundarea sistemului, ceea ce face ca sistemul, odată împins mai adânc, să se scufunde. Și întrebarea de azi este foarte scurtă. Ea se referă la un sistem în care avem un scripete, veți vedea imediat, și este din punctul ăsta de vedere asemănătoare cu alte câteva întrebări pe care vi le-am pus, dar are totuși ceva specific, după cum veți vedea. Dacă nu veți observa acum, veți vedea atunci când voi da răspunsul. În mecanică folosim noțiunea de forțe interne. Ele sunt forțe între elementele unui sistem, care nu pot pune în mișcare sistemul, pentru că rezultanta lor este zero. Pentru că sunt acțiune și reacțiune. Și acțiunea și reacțiunea au modulele egale, dar sensuri diferite. De pildă, nu putem pune în mișcare un autobuz împingându-l dinăuntru, nu? Ne ducem toți în față și împingem cu mâinile partea din fața autobuzului din interior. Nu putem să-l punem în mișcare pentru că exact cu forța cu care cu mâinile îl împing spre înainte, cu picioarele împing podeaua lui, deci împing autobuzul înspre înapoi. Sau dacă stau pe o scândură sau pe o placă din lemn sau din metal, n-are importanță, și leg o frânghie de placa respectivă, nu mă pot ridica trăgând de frânghia respectivă în sus. Nu mă pot ridica împreună cu placa în aer, pentru că cu cât voi trage mai tare de frânghie în sus, deci cu cât voi mări mai mult forța care trage de placă în sus, va crește și apăsarea, forța cu care apăs pe ea cu picioarele. Ceea ce înseamnă că în final, efectul este nul asupra sistemului alcătuit din mine și placă. Și acum priviți, vă rog, acest desen. Persoana din desen este în picioare pe o placă și trage în sus de o frânghie care trece pe sub un scripete. Dar cu cât trage mai puternic de frânghie în sus, cu atât crește, așa cum v-am spus, apăsarea pe care o exercită asupra plăcii pe care stă. Deci forța pe care o dezvoltă trăgând de frânghie în sus încearcă să ridice placa, dar în același timp crește apăsarea, care este evident orientată în jos. Și acum două întrebări. Prima, poate omul să se ridice împreună cu placa pe care stă folosind acest sistem? Presupunem că el poate dezvolta o forță mai mare decât greutatea lui plus greutatea plăcii. A doua întrebare, presupuneți acum că placa este un cântar. Un cântar asemănător cu un cântar de baie, dar mai mare. Și că sistemul este în echilibru. Deci omul ține de frânghie și sistemul e în echilibru. Omul și placa atârnă de frânghie.
În acest caz, dacă, să spunem, omul are 70 de kilograme, iar cântarul împreună cu scripetele 20 de kilograme, ce greutate arată cântarul?